și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubite Părinte, preaiubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Obișnuiesc ca de început să folosesc câteva versuri care ne poate ajuta la sărbătorile și întâlnirile noastre. Și m-am gândit faptul că trecem munții Carpați și venim de la sute de kilometri să ne întâlnim cu frații noștri din Ardeal. M-am gândit la poezia fratelui Traian Oltule. Și zice el în versurile sale așa: Oltule mărinimos, care nu-ți uiți mama, pentru țelul tău duios n-ai știut ce-i teama. Ai pornit să lupți neînfrânt, stânci zdrobind în cale, pentru sfântul legământ al iubirii tale. Oltule învolburat, care spargi Carpații, luminează cer curat, să se vadă, frații, să se vadă dor cu dor, deal cu deal să vadă, fericirea tuturor neamul să ți-l creadă. Nu-ți uita, fratele drag, zămislit deodată, ce pe-ndepărtat meleag umblă lumea roată. Este vorba de Mureș. Stai și așteaptă-l fericit. Ia-ți aceeași soartă, apoi nimeni pe pământ nu vă mai despartă. Și apoi nimeni pe pământ nu vă mai despartă. Sigur, nu-i timpul să comentăm multe lucruri și taine pe care poetul nostru le cuprinde chiar în aceste două ape, Oltu și Mureșu, care izvorăsc din același loc. Și care se numesc frați, chiar dacă unul aleargă prin alte țări, cum zice, umblă lumea roată, stai și așteaptă-l fericit, ia-ți aceeași soartă, apoi nimeni pe pământ nu vă mai despartă. Dragii noștri, suntem în după amiaza acestei zile, veniți aici în locul acesta. Și un dor neamânat și o recunoștință, cum zice cuvântul Domnului, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Priviți la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. Evrei, capitolul 13, versetul 7. Pentru recunoștința aceasta a minunatului om al lui Dumnezeu, fratele Marini, am venit în locul acesta, de la sute de kilometri. La noi e o altă atmosferă. Am trecut încoace în partea Ardealului și am văzut multe străzi fără zăpadă și multe sate și localități fără zăpadă. Înainte de plecat de acasă, în trei rânduri, am curățat zăpada din curte ca să nu rămână povară. Celor care rămân în urmă.
Și mi-a zis soția, vezi ce iarnă și cum vor fi greutățile călătoriei. S-ar putea să nu mai meargă trenuri, să rămâi prin gări. Mă duc. Dumnezeu poartă de grijă și a purtat într-adevăr de grijă. Și am ajuns în locul acesta și ne bucurăm că am putut să sărutăm crucea fratelui Ioan Marini. Și m-am gândit la versetul acesta, urmați-le credința, ce am putea să învățăm de la minunatul om al lui Dumnezeu, fratele Ioan Marini? Blândețea. Fratele Marini era un om blând. Zice o maximă, dacă nu ești blând la suflet, nici nu vei putea ierta. Că blândețea cu iertarea despărțite nu pot sta. Nu se poate. Nu pot sta despărțite una de alta. Și aș vrea să amintesc ceva de fratele Marini. Aici sunt și tineri și fete și aș vrea să amintesc ceva în legătură cu o fată care a avut atâta curaj într-o împrejurare nespus de grea a fratelui Ioan Marini. Întâmplare petrecută prin anul 1942, în luna ianuarie. Într-o lună ca aceasta, așa cum suntem acum în luna ianuarie, cu frig și cu ger, fratele Marini plecase în misiune cu un geamantan greu și cu un pachet de cărți prin părțile Aradului și ajungând la Sâmbăteni, a coborât din tramvai și a luat-o spre niște familii de frați. Dar s-a întâlnit cu cine? Cu șeful de post, un om aspru și rău, și când l-a văzut, l-a întrebat unde merge. Și el a spus, merg la familiile cu tare, nu mergi acolo, mergi la post. Și l-au dus la postul de jandarmi și l-au închis într-o cameră, fără foc. Pe un pat de fier, fără învelitoare. Și s-a dus vestea în sat. Un om, un vecin de-a fraților, a spus, măi, omul acela care venea aldată pe la voi, l-a dus șeful de post, Bobu, la miliție și l-a închis acolo. Și mama și fata s-au sfătuit și fata, fiind o fată curajoasă, a mers la postul de jandarmi. Și a întrebat pe șef, domnule șef, am auzit că aici ați închis pe un frate de al nostru. E fratele tău? Întreabă jandarmul. Da, e fratele meu în Hristos și vreau să-l văd. Bine, dacă e fratele tău, atunci i-a deschis ușa și a intrat la el. Fratele Marini tremura, flămând și obosit și înfrigurat, tremura de frig pe patul de fier. A schimbat câteva cuvinte și șeful de post a scos-o afară și a spus, gata, n-ai voie să stai prea mult de vorbă cu el. Dar fata s-a adresat comandantului și a zis, domnule șef, lăsați-mă să-i aduc ceva mâncare. Că este flămând și bolnav, după cum îl știm. Bine, du-te
s-a dus repede, a pregătit în grabă mâncare și a venit la post și a adus mâncarea. Fratele Marin încă tremura. După ce a mâncat, ea s-a adresat din nou către șeful de post. M-am gândit ce curaj a avut această fată, domnule șef. Fratele nostru tremură de frig aici și n-are niciun așternut. Lăsați-mă să-i aduc duna mea și pierna ca să se mai încălzească. Bine, văd că ți-e atâta de milă de el. L-a mișcat pe comandantă gestul fetei, curajul și îndrăzneala ei. Văd că ți-e atâta de milă de fratele tău, du-te și adele. Și i-a dus. Și în fiecare zi, spune, mai multe zile cât a stat acolo, în fiecare zi fata se ducea cu mâncare la fratele Marini. Și într-o zi șeful a prins, s-a repezit la ea și a spus, mai vii tu mult aici? Am să tot vin până i-ați dat drumul acasă. Nu pot să nu vin la el, să-l văd, să-i aduc ceva, că văd că-i lipsește, că-i bolnav și obosit. Bine, zice, iată, zice, am să ți-l dau ție acasă. Dar vezi, să nu cumva să vină cineva la el. N-are voie să vină niciun străin. Va sta la voi cu domiciliu forțat până va veni un răspuns de la Arad să vedem ce să facem cu el. Până atunci el are domiciliu obligatoriu în familia voastră. Ai înțeles, fato? Am înțeles. Semnează aici. Și fata a semnat pentru el. Și a semnat și fratele Marini. Și au mers împreună la casa fetei. Fericită și bucuroasă această tânără fată că a făcut o misiune. Misiune. O fată a făcut această misiune. Și așa cum spunea mai înainte fratele Costică, zilele care le-a petrecut acolo în casa familiară, a văzut minunatul om al lui Dumnezeu. Blândețea, smerenia, jertfa pe care el a depus-o. Mă gândeam cu cine pot să o compar această fată și mă gândeam la un caz a părintelui Iosif, spune că în China a fost o revoluție și acolo printre cei care trebuiau împușcați, așa era prigoana și vremea, a găsit în grupul acela o fată foarte frumoasă. Și comandantul zice către fată, ție, fată, pentru că ești cea mai frumoasă dintre toate fetele, ție îți dăruiesc viață, viața. Adică nu vei fi împușcată. Și fata a privit spre comandant și a zis, domnule comandant, dumneavoastră nu puteți să dați viață nimănui, Dumnezeu dăruiește viața, dar dacă vreți să cruțați pe cineva dintre noi, uite aici este un vestitor a Evangheliei, cruțați-l pe el și omorâți-mă pe mine, împușcați-mă pe mine. Și fata a făcut doi pași în fața armelor întinse. Și am zis, iată misiune, iată curaj. Blândețea fratelui Marini a cucerit. Aș mai aminti, nu mai lungesc vorba, aș mai aminti numai un caz în închisoare, unde erau cei doi intelectuali și unde a fost închis și fratele Marini. Și zice, fiecare se prezenta și spunea, cine este și ce scop are închiderea lui acolo? Și a spus fratele Marini, eu sunt de la oastea Domnului și pentru această misiune a oastei Domnului m-au închis aici în locul acesta. Și cei doi intelectuali s-au repezit cu vorbe aspre către el. Da, dumneata și popa Trifa, ați umplut lumea de cărți și prin aceasta n-ați urmărit decât foloase.
și blândul Marini, blândul fratele Ioan, care se odihnește aici la strașina bisericii, a zis: v-aș pune o întrebare. Era după plecarea părintelui Iosif, adică după moartea lui. După plecarea părintelui Iosif, s-a găsit undeva în țară sau în străinătate vreo bancă cu bani sau vreo vilă? Despuneți aceste cuvinte. În țară, la Davos, în Elveția, la senatoarele, la spitalele din țară, n-a lăsat decât jertfă și sânge și lacrimi. A murit în datorii, a murit în sărăcii. Iar eu, care am colaborat atâția ani cu el, iată cu ce m-am ales. Și ce mi-a rămas de la el? Ce avere mi-a rămas? Cum spunea fratele, căciula aceasta tocită și pantalonii aceștia vechi, care mi-a lăsat ca moștenire când a plecat din viață. Și atunci, cei doi intelectuali au rămas rușinați, au plecat fruntea asupra învinuirilor care îi le aducea blândului frate Marini. Acesta a fost fratele Marini. Puterea lui de cuvânt, de convingere, când au ieșit din închisoare, cei doi intelectuali au ieșit suflete noi. Au ieșit suflete care s-au predat și ei Domnului și au făcut și ei o activitate în vremea vieții lor în oastea Domnului. În această lucrare suntem chemați și noi. Ei au muncit și au suferit. Diavolul, aspra lege care era pe vremea lor, căuta să-i ucidă, să-i termine. Spunea fratelui Traian: noi te ucidem, nenorocitule, și tu nu spui nimic? Și fratele Traian face un vers și spune: N-ai să mă învingi, Irod necredincios, că șale tale zile-s numărate, curând pe veci te va zdrobi Hristos sub ale noastre tălpi însângerate. Și așa este. Și l-a zdrobit Dumnezeu pe Irod necredincios și sub tălpile însângerate a fost zdrobit. Diavolul, cel care a luptat să zdrobească puterea și poporul și pe aleșii lui Dumnezeu, dragii noștri, se merită să privim la sfârșitul felului lor de vețuire și să le urmăm credința. Se merită să mergem. Noi suntem fiecare în parte niște oameni prea mici și prea neînsemnați, dar cu toți împreună facem o oaste, facem o forță, facem o putere, cum zice poezia aceea: la nesfârșit, un tropăit s-aude prin întreaga lume. E oastea lui, cum alta nu-i, sunt pașii oastei Domnului. În fața lor fug demonii cu groază, că trece oastea lui Iisus. Să ne ajute Dumnezeu să fim o forță, o oaste adevărată, în care să fugă diavolii și duhurile cele rele și să învingem cu Iisus Biruitorul înainte. Slăviți să fie Domnul!